Astăzi, la unitatea noastră școlară, are loc o activitate pe linie de Romani Cris. Sunt prezenți reprezentanții din București, de la județ și de la primăria locală. Alături mai sunt prezenți și domnii directori din Târgu Mureș și respectiv profesorii de limba romanii din jurul Reghinului. Și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea. A vrut să-ți culeg o floare, omric eu cel frumos, dar până la urmă mare și nu e de folos. E ziua ta, mămico, un dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea. Sărbarea de astăzi a fost pregătită cu ocazia Zilei Internaționale a Mamei. Pe lângă scenetele de povești celebre, micuții au recitat și au cântat mamelor. Rezultatul în rândul publicului a fost impresionant. Mămicile, dar și tăticii, au aplaudat frenetic și cu lacrimi în ochi, înduioșați de sârguința cu care copiilor s-au pregătit pentru activitate. Numai părinți care au trecut prin școală puteau fi atât de impresionați. Da, am fost aici elevă aproape de 10 ani, cum se spune, de clasa 1-a până în a 10-a. Și după aceea nu mai m-am dus la liceu, că ne-am căsătorit. La noi așa e, la 16 ani, 17 ani ne mărităm. Am aici o fetiță, acum e pe clasa 3-a, acum vrea ea să vină la școală, tot aici am dat-o, n-am dat un oraș, că și aici, dacă ai în minte, și aici se învață. Am observat că îi atrag poveștile, dar învățătura îi atrage? Da, și învățătura, acești copilași pe care i-ați văzut, știu să scrie, citesc, parcurgem materia, deci nu e povestea că nu mai au învățat acum pe de rost, că ei scriu și citesc și sunt foarte mândră de ei. Și aceasta mai ales pentru faptul că și părinții acestor elevi au fost aici elevi și altfel conștientizează frecvența la școală, care este un lucru deosebit de important. Percepția unora este că la unitățile școlare unde sunt romi, absenteismul este în floare, copiii nu vin, copiii nu știu. Nu este așa, este pe departe acest lucru. Această școală, care se cheamă inclusivă, cu porțile deschise, înseamnă educație și înseamnă invitație către toți și mai ales către acele minți care trebuie uneori destupate. Această școală oferă și cheia, oferă și soluția pentru a putea accede la ceea ce fiecare dintre noi dorim. Idealul uman, bunătate, înțelepciune, înțelegere, frumusețe, acel exercițiu de acceptare al alterității, acea frumusețe minunată care se cheamă om. 97% din elevii care învață la școala generală numărul 4 sunt de etnie romă, restul sunt maghiari și români. Unitatea funcționează într-o singură clădire îmbunătățită recent prin proiectul FARE, acces la educație pentru grupurile dezavantajate, prin care s-a construit un corp nou ce cuprinde două săli de clasă pentru ciclul primar și grupuri sanitare.